Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi este 30 noiembrie, deci avem produse terminate sau empties. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Aș dori, în primul rând, să urez celor care poartă numele Andrei, Andreea sau derivatele acestor nume, un sincer la mulți ani și multă, multă sănătate și putere pentru a trece de această perioadă destul de grea. Bun, haideți să începem acest clip și ca de obicei voi începe cu cărțile pe care le-am citit în această lună. Pentru mine această lună a fost o lună foarte plină, foarte aglomerată, dar am încercat și chiar am reușit să citesc câte ceva. Prima carte citită se numește Insula de la răsărit de Jenny Ashcroft, Două mari iubiri, O trădare neașteptată, un război care schimbă totul. O carte extraordinar de frumoasă, cu o poveste din anii 1800 și ceva și cu o poveste paralelă din cel de-al doilea război mondial. Bineînțeles că cele două povești se întrepătrund și are și un final neașteptat, o carte extraordinar de frumoasă. Haideți să vă citesc un pic despre ea. Singapore, 1897, Harriet și Meg Grafton sunt gemene identice de 20 de ani, născute în urma unei aventuri scandaloase. Ele au crescut în India, fiind afectate de bârfe și ostracizate de înalta societate. Se avea una pe alta și asta era suficient, dar când bogatul lor binefăcător le trimite la Singapore, îl întâlnesc pe misteriosul Alex Blake, iar relația lor se destreamă cu consecințe devastatoare. 1941, Evie Harcourt este detașată în Singapore în timpul războiului pe fondul amenințării iminente a invaziei japoneze. Evie știe că insula este destul de departe de Londra devastată de război, dar este total nepregătită pentru ceea ce o așteaptă, trăind din trecutul bunicii sale o poveste de dragoste de neoprit și un secret cutremurător care așteaptă să fie descoperit. O carte foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult. A doua carte pe care am citit-o, așa cum fac în fiecare lună, din seria Horia Tecuceanu, Capitanul Apostolescu și Dubla Enigmă, mi-a plăcut și mult această cărticică. Ok, în romanul Capitanul Apostolescu și Dubla Enigmă, eroul nostru celebru are de rezolvat cazul unei crime cumplite și pe cel al unei dispariții. În urma unei anchete dificile în care se pare că niciun raționament nu se leagă, Capitanul Apostolescu și colaboratorul său apropiat, locotenentul Simionescu, reușesc să prindă un psihopat capabil să comită cu nepăsare crime abominabile. Pentru acest asasin nu contează viețile celorlalți, ci doar păstrarea propriei poziții privilegiate. A fost foarte frumoasă și a fost subiectul a fost foarte bine făcut, mi-aduce aminte și de ani din perioada Ceaușescu, dar este foarte bine scrisă și chiar îmi plac aceste cărticele. A treia carte pe care am citit-o, pe care mi-o doream, mi-a fost cerută de către o prietenă, dar eu nu aveam în bibliotecă și am zis, wow, nu se poate să nu o am. Mi-am cumpărat-o, am și citit-o în această lună, de William Golding, Împăratul Muștelor. Este destul de subțirică, dar este o carte profundă, destul de dureroasă, în care ne dăm seama că acest spirit de a trăi și de conservare și răutatea nu apare neapărat la o vârstă adultă, ci chiar de la copii. Haideți să vă citesc un pic. Un grup de copii scapă cu viață din catastrofa prăbușirii unui avion și încearcă să supraviețuiască pe o insulă pustie din mijlocul Pacificului. Însă ceva ce ar fi putut fi aventura vieții lor, o nouă robinsoniadă, departe de adult și de regulile acestora, se transformă într-un coșmar ucigător de vise. Ura ia locul inocenței și crima se înstăpânește peste o lume care își rătăcește busola. O parabolă de o forță incredibilă care ne oferă un răspuns deopotrivă cru și realist la întrebarea: este libertatea absolută calea spre paradis? Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult, dar este destul de cutremurătoare. Și cartea pe care o citesc în acest moment, am dorit să o termin până la sfârșitul lunii, dar se pare că nu am putut, este de Fiona Valpi, Secretul de la Castel. Dacă vedeți, mai am foarte puțin din carte, nici măcar un sfert, cred că 100 de pagini mai am.
o carte la fel de frumoasă, tot cu două planuri, o tânără din cel de-al doilea război mondial și o tânără din, din vremurile noastre, să zic așa. Tânăra din cel de-al doilea război mondial se confruntă cu problemele existente în acea perioadă, cea tânără din 2017 se confruntă cu o altă problemă din această perioadă, violența domestică. Două femei, două epoci, două destine care se întrepătrund. Cu inima frântă și sperând la un nou început, Abby Hours acceptă o slujbă estivală la castelul Bellevue în Franța. Locația poartă amprenta trecutului și foarte curând Abby se simte atrasă de povestea unei femei remarcabile, o poveste care îi va schimba vara și chiar viața. În 1998, Elian Martin se ocupă de îngrijirea albinelor în grădina frumosului castel Bellevue. Aici îl cunoaște pe Matthew, 1938, pardon. Aici îl cunoaște pe Matthew Dubosc și se îndrăgostește pentru prima oară, dar granița de est a Franței este întunecată de amenințarea războiului și istoria are alte planuri pentru Elien. Foarte frumoasă cartea, extraordinar de frumoasă, se citește destul de repede și este super interesantă și cum se împătrund cele două povești, îmi place extraordinar de mult, dar abia aștept să o termin, cred că astăzi sau mâine fiind liber. Bun! Haideți să începem și cu produsele terminate în această lună. Nu sunt chiar atât de multe ca în alte luni, dar sunt destule. Și ca de obicei voi începe cu 5 cutii din aceste, cu aceste măști pe care le-am purtat. V-am spus, erau 10 bucăți, 10 lei la Altex. Acum 10 bucăți au făcut 22 de lei. Foarte bune, am 5 cutii de acest fel. Apoi, am o cutie de ceai de la Thealia, Passion Fruit Mint, care îmi place extraordinar de mult. Ne place să bem cât un ceai seara. V-am spus, găsiți la farmacia Tei în jur de 26 de lei. E ceva mai scump, are 20 de pliculețe, dar este atât de bun. Are fructe de... haideți să citesc că m-am încurcat de tot, bucăți de fructul pasiunii, ca să nu mă mai încurc, tei și mentă, miroase extraordinar de bine, așa se deschide cutiuța, iar pliculețele sunt puse în această punguliță care se închide aici și mirosul rămâne acolo și extraordinar de bun ceaiul. Vă sfătuiesc să le încercați, sunt de la Secom. A doua cutie, cred că mai am câteva, dar vedem. A doua cutie, tot de la Thealia, este Gentle Blossom. Acesta mi se pare că este 29 de lei, puțin mai scump și aceasta are așa mușețel, tei și lavandă. Miroase extraordinar de bine, sunt super bune, la fel se deschide aici. Și avem această punguliță. Super bune! Încercați-le! Pentru sufletul vostru, luați aceste ceaiuri. Apoi, am o pungă de la Floralis. 24 de role, hârtie igienică XXL, din săptămâna XXL de la Lidl. Cantitate, calitate, preț super bun și de obicei îmi cumpăr când este săptămâna XXL. Am terminat și acest săpun de la Balea cu miros de, cum să spun, de popcorn caramelizat. Miros, lăsa pe mâini mirosul după ce mănânci popcorn cu caramel. Deci cam așa mirosea. 500 de mililitri, mie îmi plac. Chiar dacă usucă un pic mâinile, eu oricum mă dau cu cremă non-stop, deci nu este o problemă. Am terminat din această pungă, am terminat și două recipiente de acestea Sunny Blue, dezinfectant pentru mâini, 70% alcool, 500 de mililitri. Da, 500 de mililitri scrie aici, 10 lei din Lidl, le tot încerc. V-am spus că am încercat cu spirit, dar strănut și mă irită și nu-mi place. Acesta îmi place, dar este puțin mai scump. Apoi, pentru toalete am folosit acest Hard Pick Active Fresh.
Mi-a plăcut destul de mult, bineînțeles că nu bate domestosul, dar miroase bine, miroase de lămâie, miroase citric, miroase bine și și-a făcut treaba, pentru cât am dat. Am terminat de la Triumph această soluție pentru spălarea vaselor cu lavandă, 500 de ml. Parcă nu prea mai îmi place, nu mai mi-a plăcut acest produs pentru că era puțin mai lichid, parcă s-a terminat destul de repede, dar este un produs bun. O să-l mai recumpăr, poate am nimerit eu o serie mai proastă. M-am și vopsit cu Garnier Olia 9.30 Caramel Gold. Și chiar așa a ieșit părul. Eu oricum sunt blondă și vopsindu-mă cu această vopsea, așa a ieșit părul. Deci chiar așa a ieșit. 9.30 Caramel Gold. Îmi place mult, dar este o culoare pentru vară mai mult. Cătălin a terminat un Atos 24 de ore protecție magic. Și acestea și-au schimbat compoziția, nu mai este așa de, cum să zic, de fericit când le folosește, nu mai e așa de mulțumit de ele, 150 de ml, înainte erau mai bune, acum parcă nu mai sunt așa protective. Am terminat și cu părere de rău spun, acest gel de duș de la Oriflame Love Nature cu lavandă la 500 de ml. Din păcate, acest produs nu mai există în catalogul, broșura Oriflame. Și îmi place și îmi pare foarte rău din datorită acestui fapt că nu-l mai găsesc. A fost un gel de duș nemaipomenit. Îl uitasem pe acolo prin baie și în ultimile seri, în ultima lună, în serile în care eram foarte obosită și stresată, am folosit acest gel de duș și mi-a plăcut atât de mult. Deci avea un miros de lavandă foarte natural, nu de lavanda aceea sintetică care se găsește peste tot, chiar mi-a plăcut extraordinar de mult. Bineînțeles că mă vor înțelege persoanele care le place lavanda, mie îmi place lavanda, mai ales seara în gelurile de duș, mă face să mă simt bine. Am mai terminat și această acetonă de la Sie, Nail Polish Remover, care este foarte bună, de la sticluță care îmi place, cum pot să dozez soluția, până la produs, îmi place extraordinar de mult, 200 de ml, nu mai știu cât este, jur de 6-7 lei, dar este un produs bun. Am terminat și aceste tablete efervescente cu vitamina C de la Optisana, de la Lidl. Știți că nu-mi lipsesc, dar din păcate am văzut că au dispărut de la Lidl. Voi arunca și această soluție pentru demachiere de la Douglas Essential pentru față și ochi. Și-a schimbat compoziția și mirosul. Am și uitat de ea, îmi pare rău că o arunc, a fost dintr-un calendar advent de acum un an sau doi ani și deci nu o să o mai folosesc și o să o arunc. Am consumat, bineînțeles, aceste bomboane primite ca și premiu de la Isabella Gabor, pe care vă invit să o urmăriți. Am primit un premiu de la ea. În acel premiu a fost și această cutie cu niște minunății de bomboane belgiene Excelsium Tradition. Mi-au plăcut foarte mult. Mulțumesc mult, Isabella! Cătălina a folosit și acest deodorant Excite Force 150 de ml, produs bun, dacă găsiți la ofertă vi-l recomand, protejează, miroase frumos, un produs extraordinar de bun. Un produs și mai bun este acest L'Oreal Men Expert Shirt Protect 48 de ore. El este foarte mulțumit, 150 de ml. În ultima perioadă de timp a făcut și sport mult și îl proteja extraordinar de bine. Am dat o comandă pentru a-l recumpăra. Am mai terminat încă un recipient de acesta pentru dezinfectarea mâinilor, dar el folosește și la dezinfectarea produselor, pentru că dezinfectez produsele. Am mai terminat încă o pungă de la Floralis, acesta a fost de 16 role XXL, luată de la Lidl, tot din săptămâna XXL.
Am consumat și aceste cereale Carrefour Bio, tot vi le prezint, acestea cu 5 cereale naturale din Carrefour, foarte bune, foarte gustoase și tot le recumpărăm. Am folosit și acest săpun pentru mâini de la Yves Rocher, se numește Pom d'Hiver. Are 190 de mililitri, este din seria produselor de iarnă din iarna trecută, care nu pot spune că mi-a plăcut extraordinar de mult. Mie mi se pare că produsele din iarna trecută au fost cele mai slabe de până acum, pe locul 2, ca așa sunt cele de anul acesta, nici acestea nu se ridică la nivelul produselor pentru Crăciun pe care le avea Yves Rocher odată, dar acesta a fost și mai slab, avea un miros de măr caramelizat, dar foarte vag și nu se păstra pe mâini. Le-am folosit ca și săpun. Am folosit și acest Lenor Sensitive 33 de spălări, n-a fost cine știe ce, le-am luat rapid odată când am avut nevoie de la un magazin de lângă bloc, dar nu o să recumpăr, nu a fost cine știe ce. Apoi, dintr-un swap făcut cu Ioana 77, pe care o îmbrățișez și vă rog să o vedeți și pe canalul ei, pentru că are clipuri super drăguțe, acolo să vedeți comenzi la Avon adevărate. Deci, dintr-un swap am primit de la ea, de la Luxia, acest marshmallow, ediție limitată, gel de duș, 250 de mililitri, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Mirosea, cum să vă spun eu, de a iaurt cu fructe de pădure, dacă știți cum miroase acel miros acrișor. Era un gel de duș perfect pentru vară, perfect pentru, cred că și pentru adolescenți. Mirosea bine, mie mi-a plăcut mult, nu mi-a uscat pielea. Este pentru vară, dar l-am folosit pentru a-l termina acum. Mi-a plăcut mult. Vi-l recomand dacă-l vedeți. Am terminat și aceste șervețele umede de la Dr. Wipes, Family Care Formula, antibacteriene fără alcool. Le tot folosim peste tot. Foarte bune de la Lidl. Am folosit și această mască de la Avon Care cu miere, Enriching Moisturing. Mi-a plăcut mult, mie îmi plac aceste măști, le tot folosesc. Parcă luna aceasta nu am avut timp să mă bucur de ele, dar parcă mai am una sau două, dar aceasta mi-a plăcut mult. Am terminat și aceste șervețele umede pentru ochelari și pentru telefon de la W5. Știți că folosesc cam o cutie pe lună. Am folosit tot de la W5 aceste șervețele Multi-Surface Wipes cu miros de Sea Breeze, 80 de bucăți. Acestea mi se par cele mai bune. Cele care sunt acum W5 bio sau biodegradabile, o fi ele biodegradabile, dar nu prea faci nimic cu ele pentru că sunt mici și se strâng și nu poți să ștergi ca lumea. Acestea sunt cele mai bune. Luna aceasta am încercat și am terminat acest kilogram de cafea Jacobs Barista Edition, crema italiano, foarte bună, puternică, o cafea foarte bună, mi-a plăcut mult. Acum ne-am întors la cibul nostru, Milano, o să-l vedem la sfârșitul lunii viitoare. Cele mai bune prețuri le urmărim pe EMAG, când este un preț bun la o cafea boabe, am și cumpărat și în cantități de 1 kg. Am mai terminat un săpun de la Farme cu bambus. Este unul din preferatele mele. Cătălin folosește numai acest săpun. Nu deranjează pielea mâinii. Este super bun. Este o inovație românească de la Farme. Vi le recomand cu mare, mare drag. Am băut și acest sirop cu lavandă, 250 de mililitri, de la, stați cum se numește firma, din Eden.ro.
produs românesc cu lavandă, era un sirop pe care puteai să-l bei așa sau puteai să-l pui în ceai. Venea în această sticlă de sticlă, mi-a plăcut extraordinar de mult, mai ales în perioada aceasta cu răcel și tot, toate chestiile, a fost super bun. L-am primit într-o cutie BuzzBox și mi-a părut bine că l-am folosit. Urmăriți dacă vreți acest site din Eden.ro, un site românesc cu produse super bune. Am folosit și acest odorizant pentru cameră cu bețișoare. Este din Spania, Cristalina, se spune, 0% alcool și a fost cu flori de portocale și mi-a plăcut extraordinar de mult cum mirosea. E adevărat că e puțin mai scump, cam 18 lei, dar mirosea și și-a păstrat mirosul 4 săptămâni, el fiind așa de micuț. Da, și aici avea ceva din bambus. Mi-a plăcut foarte mult. Când voi mai ajunge la acel magazin, o să mai mi-l cumpăr. Dacă vedeți cumva, aceste produse au diferite mirosuri, dar chiar ține o lună acest mic recipient. La acel magazin aveau și recipiente mai mari pentru 2 luni și pentru 5 luni, cam așa ceva. Eu mi l-am cumpărat pe acesta și am fost foarte mulțumită. Chiar se simțea în încăperea în care am pus acest recipient. Apoi, am spus că am mai folosit încă o mască de la Evancare cu aloe. Aceasta era refreshing. Mi-a plăcut și aceasta. Deci cam puține măști luna aceasta. Ah, și mai am. Stați că n-am terminat. Mai am încă una cu aloe. Deci am două cu aloe, ca să vă vedeți. Și am mai folosit una mică Himalaya Herbals cu Neem Mask. V-am mai vorbit despre această mască. Nu miroase bine, dar face minuni tenului. Din păcate nu se mai găsește prin magazin. Era peste tot, dar acum nu se mai găsește. Veneau două pliculețe. Le foloseai de două ori. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Mai am pe stoc vreo două, trei, dar atunci când îmi simt tenul încărcat, indiferent cu ce spăl și-l curăț, folosesc o mască de aceasta și parcă îl purifică și o săptămână de zile, aproape două săptămâni de zile, nu ai nevoie de ceva care să detoxifici tenul. Este pentru un ten normal către gras, scrie și aici. Dacă le mai vedeți, vă rog să-mi spuneți, dacă le mai vedeți pe undeva, anunțați-mă că eu o să cumpăr. Am terminat și acest deodorant de la Gerovital, parfum ce evoluează treptat, Dreams. Spune protecție eficientă fără pete 24 de ore, 150 de mililitri. No. Acesta maxim 2 ore în casă, fără să fac efort când lucram la birou, mă proteja. După 2 ore începe să miroase. Nu-mi plac, nu le voi mai recumpăra, din păcate. Și aici a curs ceva. Avem acest gel de duș de la L'Oreal Men Expert XL 300 de ml hidrasensitiv. Știți că le folosește și plac la nebunie. Geluri de duș extraordinar de bune, miroase frumos în baie, rămâne mirosul pe piele, super bune. Ok. Am terminat și această loțiune igienizantă pentru mâini cu glicerină, alcool 70% de la Farmec. Aceasta avea 150 de ml, era lichidă și din această cauză îmi puneam în mici recipiente pe care le țineam în geantă. Foarte bună loțiunea. E adevărat că miroase foarte puternic de alcool și usucă mâinile, dar este bună. Într-o geantă am găsit și am terminat și acest mini deodorant Dove original. Avea numai 35 de ml. Când mi-era dor de mirosul Dove-ului original, îl foloseam. Am aproape terminat acest luțu de lip balm cu SPF, stați așa, cu SPF 12 de la Oriflame. Foarte elegant. Destul de bun, l-am folosit,
Îmi pare rău că a mai rămas ceva în el, dar a și expirat, îl aveam și într-o geantă. Ok, mai am dintr-o vopsea acest pliculeț cu mască pentru păr de la Garnier Olivia, Olia, pardon. Mi-a plăcut mult și acesta. Tot le strâng și tot le folosesc atunci când simt că părul meu este degradat. N-am terminat, dar o să arunc acest Pro Wear de la Oriflame. Eu îl folosesc foarte des pe, ojă, după ce mă dau cu ojă. Cum a fost și în acest caz, chiar aceste unghișoare pe care mi le-am făcut cu roșu. Dar, din păcate, acest produs nu poți să-l folosești până la ultima picătură, pentru că, 1, nu mai poți să iei cu pensula, și trebuie să ții într-o parte, într-alta sticluța, și 2, pe la jumătatea sticlei începe să facă scame. Și de-abia am putut să-mi facă unghiuțele, cu toate că, după cum vedeți, mai are ceva în el, n-am mai putut, pentru că era numai scame, nu mai puteam să iau, și știți, atunci când îți faci unghiile, nu poți să ții sticluța în toate pozițiile, astfel încât să mai iasă câte ceva, și în această cauză arunc. Așa a fost și cu sticluța precedentă, pentru că am mai folosit vreo două sticluțe, la jumătatea sticluței nu mai este de folosit. Așa. Și mai am această mică cremă pentru față de la Yves Rocher, serum vegetal, 1 ml. Mi-a plăcut foarte mult, m-am bucurat de ea. Sper ca Yves Rocher să mai dea asemenea mostre când facem, când dăm comenzi la ei, asta vreau să spun. Bun. Acestea sunt produsele pe care le-am folosit în această lună, puțin mai puține decât clipurile și produsele pe care le-am folosit în lunile precedente, dar destule produse interesante. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare! Pa, pa!